Chiricheș înapoi la FCSB ți se pare o variantă posibilă? Citesc pe site-ul Fanatic o informație în exclusivitate. Chiricheș a cerut 2 zile de gândire pentru oferta pe care de altfel colegii noștri o prezintă foarte bună. 500.000 de euro pe an poate câștiga. Cred că depinde foarte mult și ce se întâmplă în momentul de față la clubul la care e acum. Păi pentru că au retrogradat. Au retrogradat cu Cremoneze. Serie B. Ok, Serie B e totuși și din punct de vedere financiar, poate și fotbalistic, peste ce se întâmplă în Liga 1. Poate. Sunt contracte. Da, vrei să vii acasă să câștigi campionatul. Cum poate? Poate. Gândește-te doar la lucrul ăsta. Câți jucători de peste 30 de ani joacă în primul 11 la FCSB și ce li s-a întâmplat jucătorilor care au venit liberi după o anumită vârstă, după 2-3 meciuri slabe? Ce se întâmplă de fiecare dată? Eu la asta m-aș gândi. Și sigur se gândește și el. El se gândește. Eu știi care cred în ce scuze. E o decizie super grea. Ai vorbit cu el în ultimele zile? Nu. Eu știu unde cred că e cheia, nici financiar, nici ceea ce poate oferi FCSB-ul, că el din punct de vedere financiar e foarte bine, bănuiesc, după atâția ani în străinătate. Proiectul sportiv cam îl știe, eu cred că cheia este la Mihai Pintilii. De ce? El are dacă o relație, îl convinge și dacă sunt prieteni și dacă îl convinge. Bună, exact, are o relație da, foarte internațional, bună. Pandurii, eu mai exact. Eu mai degrabă văd cheia cumva între el și domnul Becali. Să păi a promis că îi spun colegii noștri. Că nu-i, că ce? Că ce înțelegere poți să faci? Florin, tu ai vrea o înțelegere de genul dacă nu joc foarte bine azi, nu ieși să mă faci. Ce înțelegere mi-aș pune eu? Trebuie să joc 70% din meciuri dacă nu mai îmi dai încă 500.000. Cam asta ar fi. Titular și să stau minim 50 de minute în teren. Da, el tot ar ieși și la un moment dat, purtat de val și coleric cum este, ar zice, lasă-l domnule să joace, că decât să nu joace și să-i dau 500.000, mai bine să joace. Dar nu joacă bine. Mă și spune, nici nu trebuia să joace. Nici nu trebuia să joace, da. Dar îl bag acum, că trebuie. Cred că eram și eram și eu și erau cine a fost. Dragii mei, cu Chiricheș mai este o mare problemă. Dincolo de dacă vine, dacă nu vine, cei cu Cremoneze, bun, va fi tot ok dacă vine, va fi idolul tribunei, va fi capitanul respectat până la prima accidentare. Nu, până la prima accidentare, da. Că știm despre cine vorbim, depinde când se va întâmpla acea primă accidentare. Și Doamne ferește să nu fie de durată. Pentru că adversarii sunt tot contondenți, au tot oase. Nu. Și așa cum te accidentezi la Cremona, nu, poți să te accidentezi nu. Și la Nu. Păi la nu, Aline, acolo te Ovidiu. Lovești, nu, acolo te lovești de imobile, de deci aici s-ar putea să te lovești de mobile. Aici te lovești de mobile. Eu cred că dacă vine Chiricheș și în momentul de față la FCSB și Florin Gardoș, care încă e în activitate fotbalist profesionist la Liga 4, cred că pot face cuplu de fundaș central fără probleme la FCSB. Uite.